Proiectul privind evaluarea externă a judecătorilor va ajunge în toamnă pe masă deputaților, de asigurări secretarul general al PAS, Andrei Spânu. Noi la PAS nu dăm telefoane judecătorilor și nu vom da în continuare, indiferent de cine e acest judecător. Mesajul nostru public este nici ei să nu sune, pentru că nici noi nu-i vom suna, ca să rezolve într-un fel sau altă anumite dosare. Să începem cât mai repede evaluarea externă a judecătorilor, astfel încât să ne dăm seama cine sunt judecătorii care trebuie să plece din sistem și cine sunt cei care să rămână indiferent de gradul de rudenie. Finitate sau alt tip de legătură, a declarat Andrei Spânu. Pe cealaltă parte, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, consideră că Parlamentul nu va reuși până în toamnă să voteze o lege privind mecanismul de evaluare externă a judecătorilor. Nu este realist. Va trebui să aveți cel puțin două opinii ale Comisiei de la Veneție pe această chestiune. Nu exclud că Comisia de la Veneția va cere să căutați majoritate constituțională pentru această inițiativă, deoarece se impune suspendarea competențelor CSP și ale CSM, a spus Gribincea. El a adăugat că până în martie șansa e foarte mică să aveți proiectul modificat. Urmează crearea acestei comisii de evaluare externă. 12-15 oameni să găsești și toți să fie incoruptibili nu e așa de ușor. Cel mai devreme, un mecanism în funcție am putea avea prin mai, anul viitor, iar primii judecători evaluați în vară. PAS nu are dreptul să dea greș pe această reformă. Evaluarea se face o singură dată într-un secol, a menționat Gribincea.